Survivor România, 11 iunie 2021. Marius Crăciun se prăbușește la pământ la jocul de imunitate. Urmează o nouă ediție a show-ului Fenomen, Survivor România 2021. Războinicii și faimoșii se luptă pentru imunitate, dar și pentru o recompensă. Urmează o nouă ediție, Survivor România 2021, plină de suspans și de noi provocări. Faimoșii și războinicii duc o luptă crâncenă pentru totemul de imunitate și pentru recompensă. După unificare, încep și discuțiile în tabără. Marius Crăciun spune că a început să nu mai bage în seamă glumele copilărești făcute de Ștefan de la Faimoși. Pe de altă parte, Elena Marin se simte din nou atacată. Zani spune că nu poate să tacă și să nu spună adevărul, căci asta ar însemna să fie un laș. Elena Marin: am simțit mici înțepături, mici reacții care m-au dus cu gândul că el ar avea cu adevărat ceva pe suflet. Marius: legat de Ștefan, atâta timp cât va avea acest comportament de copil sau acest comportament prostesc și în care să facă glume efectiv care nu sunt la locul lor, am să încerc să le evit. Zani: dar cine sunt eu să le zic adevărul? Mă întreb eu așa singur. Ia să-i las în pace. Și zic: nu frate, că asta-i tot o lașitate. Dacă eu gândesc ceva și nu le o spun, simt că sunt eu laș. Daniel Pavel: faimoșii, războinicii sunt pregătiți pentru totemul de imunitate și pentru recompensă. Veți urmări intensitate și determinare. Marius Crăciun cade din picioare la jocul de imunitate. Faimoșii și războinicii se luptă așa cum pot mai bine pentru imunitate și pentru recompensă. Acestia au de parcurs un traseu prin nemol, după cum se poate observa în imaginile de mai jos. La un moment dat, Marius Crăciun se prăbușește la pământ, plin de nemol. Cel mai probabil, obosit după lovitura finală, Marius se aruncă la pământ. Mai multe despre acest subiect veți vedea în ediția de vineri a emisiunii Survivor România 2021.